Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi am deosebită plăcere să vă prezint un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea despre România, țara paradoxurilor. Dacă nu știați, vă spunem noi. Isus a fost sovietic. Nostalgicii au o amnezie totală. Cu fiecare zi care trece, crește și numărul celor care își raportează viața actuală cu cea de dinainte de 1989. În zilele de 26 ianuarie și 25 decembrie, o mulțime tot mai mare de oameni se adună la mormântul din Ghencea al fostului dictator Nicolae Ceaușescu, executat în ziua de 25 decembrie 1989 la Târgoviște. Se fac pomeni, se aprind lumânări, se recită din bardul comuniștilor precum Adrian Păunescu, se cântă melodii patriotice și așa mai departe. În același timp, rețelele sociale sunt pline de omagii aduse eroului, patriotului, constructorului de țară, etc. Un sondaj sociologic a revelat că peste 80% dintre acești nostalgici ceaușiști fac parte din mulțimea care se târăște în genunchi prin mănăstiri, pupă la greu moaște și sunt nelipsiți de la slujbe și hramuri bisericești. La prima vedere, nimic nu pare anormal și totuși, ceva nu se pupă. Și pentru a lămuri misterul, ne punem o întrebare. Cum naiba cei care sunt așa ziși creștini bigoți îl omagiază și îl regretă pe cel care se declara și era ateu, pe cel care a dărâmat biserici și mănăstiri, pe cel care a aruncat în închisori preoți sau i-a silit să se exileze, în fine, pe cel care, cum se spune în folclor, nu avea niciun Dumnezeu, curat și misterios paradox. O cercetare sociologică. Cercetări recent publicate au pus în evidență câteva paradoxuri românești. Astfel, în zdrobitoarea lor majoritate, românii resimt lipsa autorității, a liderilor, a tătucului, cum s-ar zice. Astăzi, România este văzută ca un sat fără câini, pe care îl bântuie hoții și corupții, ceea ce este întrucâtva adevărat. Amatorii de protecție statală și atrași de autoritar paternalism, românii își caută febril conducătorul. Fără biciul acestuia sunt demobilizați și debusolați. Pe de altă parte însă, românii au o neîncredere totală în elite și o repulsie genetică față de conducători. Oricine apare în postură de lider este contestat. Oricine iese în față și cere puterea politică își pierde popularitatea și credibilitatea. Prin definiție, conducătorul este văzut ca egoist, corupt, lacom, leneș și mincinos. Românii nu au încredere nici în instituții, parlamentul, guvernul, justiția, poliția, primăriile, ministerele, etc. sunt privite, în cel mai bun caz, cu suspiciune, atunci când nu sunt tratate cu dispreț sau chiar cu ură. Un sondaj de opinie arată că legislativul este perceput a fi vârful corupției. Dar cum poate fi în ansamblul ei coruptă o instituție aleasă care adoptă prin proceduri la vedere decizii eminamente colective și cu caracter general? Parlamentarii corupți, evident, există. Ar trebui însă ca majoritatea lor să fie coruptă și nu oricum, ci urmărind interese nelegitime compatibile, căci alminteri actele de corupție se neutralizează reciproc pentru a se vorbi despre un parlament corupt. Dacă instituțiile sunt disprețuite, în schimb, funcțiile individuale care le compun sunt apreciate, arată un studiu IMAS. Deci, românii au încredere în funcții, respectiv în capacitatea miraculoasă a acestora de a transforma un personaj derizoriu într-unul respectabil. Parlamentul este rău, dar funcția de parlamentar este râvnită. Gradul de apreciere favorabil a unei persoane crește atunci când ea ocupă o funcție publică. Primăria este rea, dar primarul, dovedit uneori hoț, este bun, după principiul a furat, dar a și făcut. Studiul afirmă că românii caută elite neinstituționalizate,
lideri individuali, dar nu vor instituții. Dar, pentru numele lui Dumnezeu, cum pot funcționa aceștia într-o societate modernă în afara instituțiilor? Românii mai doresc schimbarea și anume una radicală, ceea ce înseamnă că sunt profund nemulțumiți de viața lor. Cu toate acestea, nu pot spune în ce constă schimbarea dorită. Ei știu că vor ceva, dar nu știu ce vor. Consecința este că orice schimbare este suspectă a fi ori superficială, deci insuficientă, ori aparentă, deci falsă, ori negativă, deci greșită. Alt paradox, nu-i așa? Dacă nu știați, vă spunem noi. Iisus a fost sovietic. Comunismul se bazează în totalitate pe o doctrină atee. Iar după cum știm din istorie, biserica și oamenii ei au fost persecutați în toate regimurile totalitar-comuniste, indiferent de țară. Cea mai mare și ucigătoare represiune antireligioasă a avut loc în URSS, sub Lenin și Stalin. Și cu toate acestea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Iustinian Marina, a avut următoarea declarație oficială care te face să scuipi în sân ca să alungi satana. Fostul patriarh roșu declara cu emfază: Hristos este omul nou, omul nou este omul sovietic, prin urmare Hristos este sovietic. Conform istoricilor și specialiștilor, ascensiunea la puterea lui Iustinian Marina se datorează într-o proporție covârșitoare prieteniei sale cu Gheorghe Gheorghiu Dej, primul lider al României comuniste. Și această opinie se bazează pe relatările biografice, potrivit cărora, după evadarea sa din lagărul din Târgu Jiu, în 1944, Gheorghiu Dej a fost ascuns de preotul Iustinian Marina într-o casă parohială din Râmnicu Vâlcea. Chiar Gheorghe Maurer, cel care a organizat evadarea, declara: după ce am trecut cu mașina de Craiova, la vreo 30 de kilometri ne-am oprit într-un sat unde am fost găzduiți de un popă care a fost și el omul comuniștilor. Poziția pro-comunistă a lui Iustinian Marina este un paradox cumplit, mai ales că el știa de ce se întâmpla în URSS și chiar în țara sa, România, despre puterea pe care a cunoscut-o în Rusia, unde clerul s-a opus guvernului și atunci misiunea bisericii a dispărut, iar școlile teologice au fost desființate, bisericile transformate în magazii sau în săli de cinematograf, iar 70.000 de preoți și călugări au fost asasinați, potrivit politologului Vladimir Tismăneanu. Are cuvântul Andrei Pleșu. Cunoscutul filozof este convins că România este în multe privințe o alcătuire paradoxală și că de aceea este greu sistematizabilă, de aceea este greu de guvernat. Reușim lucruri care în mod normal nu merg împreună. Reușim, de pildă, constatase deja Titu Maiorescu, să producem forme pentru care ne lipsește cu totul fondul. Așa ceva nu e la îndemâna oricui. Și ceea ce este spectaculos este că una peste alta țara funcționează, așa paradoxală, așa improbabilă cum este. Spune Andrei Pleșu, iar domnul Pleșu dă în continuare și câteva exemple. Una dintre neobișnuitele noastre reușite este să avem un coeficient imens de poluare în aer, în apă și pe pământ, fără să avem o mare industrie. Industria noastră este sublimă, dar imperceptibilă, astfel decât prin cantitatea de toxine pe care o emană. Ne otrăvim așadar fără o travă, sau mai exact obținem o travă din temirice. O altă reușită paradoxală. Avem medici foarte buni și spitale foarte proaste. Este inexplicabil cum poți avea medici de calibru când mai tuturor le lipsește instrumentarul necesar pentru a-și face meseria onorabil. Și totuși, și-o fac. Medicul te salvează, sistemul te omoară. Alt miracol. Avem o mare concentrare de atracții turistice și n-avem turism. Turismul n-ar da rezultate la noi decât dacă s-ar generaliza un mod de teleportare a turiștilor, așa încât ei să ajungă în fața frumuseților patriei, fără să aibă nevoie de drumuri, de hoteluri și de servicii în general.
paradox colateral, suntem ospitalieri, dar umflăm grosolan nota de plată, pe baza ideii că străinul trebuie jumulit. Și în continuare Andrei Pleșu insista asupra principalei racile a societății românești. Ne lăudăm cu elevi eminenți, foarte bine calificați la felurite olimpiade internaționale, dar știm cu toții că învățământul autohton este în criză, că profesorii s-au descalificat, că școlile sunt delabrate și salariile sunt mici, paradox care justifică declinul educațional-economic românesc. Filozoful mai indică și alte paradoxuri negative. Avem tradiții agrare incontestabile, pământ fertil, mână de lucru, dar nu prea mai avem agricultură. Mâncăm pâine turcească, fructe și legume comunitare, iar carne și produse din carne importăm din toată lumea. Suntem săraci, dar am umplut Bucureștiul de automobile pretențioase. Cârciumile sunt pline, călătorii români se înghesuie prin avioane transeuropene și transatlantice cu bagaje de apocalipsă. Suntem patrioți, dar n-avem patriotism. Adică nu ne preocupă grădinărirea limbii strămoșești, viitorul imediat și concret al țării, istoria ei, monumentele ei, instituțiile ei. Avem la chefuri romanțioase suspinuri naționale, dar primul gând când ne amintim de țărișoară este s-o delapidăm. Deci orice analiza României contemporane se blochează la un moment dat în paradoxuri asemănătoare, iar inventarul lor pare infinit. Ori drum fără țintă, ori țintă fără drum. Paradoxul votului diasporei. De câțiva ani, pe eșichierul politic românesc, a apărut și a prins rădăcini un partid, AUR, cu doctrină naționalist-patriotardă, cu reminiscențe religios-legionare, care, dacă ne luăm după sondaje, crește de la o zi la alta. AUR are un discurs anti-UE și anti-NATO, discurs periculos de suveranist și care militează pentru Roexit. Și acum apare și paradoxul. Știm că în ultimii 33 de ani, circa 5 milioane de români au migrat în țările Uniunii Europene în căutarea unei vieți mai bune. Unii au reușit, majoritatea, alții nu. Și cu toate că venirea la putere a partidului AUR ar duce inevitabil la ieșirea României din Uniunea Europeană și deci pierderea locurilor de muncă pentru milioane de români, circa 25% din voturile diasporei europene au mers la ultimele alegeri în contul izolaționiștilor de la AUR. Este un ciudat paradox să te bucuri de banii europeni și de traiul sigur, dar să votezi cu cel care vrea să-ți răpească aceste facilități. Nebunie curată. PNL între deținuți politici și siniștrii securiști. După acapararea abuzivă a puterii de către comuniștii români, cu sprijinul tancurilor sovietice, în anul 1947 a început cumplita represiune împotriva partidelor istorice precum PNC și PNL. Fruntașii celor două partide au fost arestați, aruncați în închisori și lagăre, torturați și mulți dintre aceștia asasinați cu sânge rece, iar partidele lor scoase în afara legii. Cifrele oferite de Democid, Cartea Morților, indică cel puțin 400.000 de liberali și țărăniști aruncați în închisoare și circa 60.000 uciși în chinuri groaznice. Au urmat aproape 50 de ani de umilințe și represiuni și, în sfârșit, a venit și sângeroasa revoluție din decembrie 89, iar PNC și PNL au ieșit din ilegalitate și s-au aruncat în lupta pentru democrație și putere. La prima vedere, totul pare corect, dar să vedem cu ce lideri a pornit la luptă noul Partid Liberal. Fruntașii noului Partid Național Liberal au învățat ABC-ul politicii de la oameni care au făcut parte din structurile înalte ale securității. Familiile din care se trag cei mai de seamă lideri ai PNL au fost înțesate de personaje recunoscute în regimul comunist, pe care l-au servit după rigorile vremii și în propriul folos.
Astfel, fostul președinte PNL, Mircea Ionescu Chintus, figurează pe lista foștilor colaboratori ai securității, publicată în Monitorul Oficial de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS. Constantin Bălăceanu Stolnici, recentul decedat și omagiat de PNL și de Academia Română, al cărui membru era, a turnat la securitate, a luat banii pentru delațiuni și nu s-a căit niciodată. Când în 28 august 2007 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, CNSAS, decidea că Bălăceanu Stolnici a fost informator al securității, opinia publică a aflat cu stupefacție că în spatele personajului, cu o ilustră ascendență boierească, al ornioanelor, ceasurilor de buzunar și aerului vetust, se aflau turnătorul cu numele conspirativ Laurențiu și agentul Ionescu Paul. Lectura a dosarului arată că Bălăceanu Stolnici avea vocația turnătoriei, iar culmea carierei a atins-o prin operațiunile întreprinse la grupul de la Radio Europa Liberă, unde a fost dirijat de securitate. Tot el a ajutat securitatea în atentatul îndreptat împotriva șefului secției române de la Europa Liberă, Vlad Georgescu. Alt fost președinte liberal, Călin Popescu Tăricianu, este fiul vitreg al celebrului Dan Amadeo Lăzărescu, despre care s-a aflat că a turnat la securitate zeci de fruntași liberali contra cost firește. După model arhicunoscut, ca să-și protejeze cariera politică, Tăricianu s-a debarasat și el de trecut, susținând că nu îl recunoaște pe Dan Amadeo Lăzărescu ca tată, ci doar ca pe soțul mamei sale. Finul lui Tăricianu, fost președinte al Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, a fost nepoțelul cunoscutei activiste comuniste Gizela Vas. La conducerea PNL s-au mai infiltrat și alte două drasle de securiști cu funcții de conducere. Astfel, Ludovic Orban a recunoscut că tatăl său a fost angajat la securitate cu titlul de capitan în rezervă prin anii 50. Deci, paradoxul politicii post-decembriste, un partid dizolvat cu fruntași arestați, torturați și uciși de către securitatea comunistă în dictatură, acum în libertate, și-a ales lideri dintre criminalii care l-au persecutat atâția ani. Să fie vorba de ceea ce se numește sindromul Stockholm. În concluzie, lista paradoxurilor românești nocive este lungă și pornește încă din trecutul tumultos al poporului nostru. Și să nu uităm că Mihai Viteazul este considerat inițiatorul de unire națională, dar se omite faptul că și-a vândut propria țară, țara românească, pentru un post de guvernator al Transilvaniei. Este considerat apărătorul țăranilor, deși i-a iobăgit prin celebra legare de glie. Ne mândrim cu marii noștri voievozi, dar uităm să amintim și faptul că pe aproape 50 dintre ei i-am trădat și chiar ucis. Ne fălim că suntem cei mai credincioși dintre creștini, singurii drepți, nu-i așa? Dar uităm că Biserica Ortodoxă Română s-a opus învățământului de stat și privat, s-a opus mici uniri, dar și mari uniri, și că a fost instituția care a făcut pact cu comunismul, deși mii de preoți erau aruncați în pușcării și zeci de lăcașuri sfinte erau demolate. Și lista poate continua și cu alte paradoxuri negative. Și apoi ne mirăm de ce nici noi și nici România nu se mai face bine. Prietenii, mulțumim lui George Hodorogea pentru acest material și vouă pentru atenție. Până data viitoare aveți grijă de voi, numai bine, pe curând!